Pe mine mă întreabă copiii la ce trebuia să fie matematica în viață, dar la ce trebuia să tu poți să faci 20 de fapte. Matematica e, Doamne, este... Tu înțelegi că noi suntem un fel de medie aritmetică a oamenilor care petrecem cel mai mult timp. A, le spun care este tema pentru acasă, iar ei îmi dau sinus. Un profesor obișnuit. Liniște în clasă, Alex. La popa, la poartă. Da, asta e. Adică cu 100 de ani ori nu era nevoie de psiholog, dar acum fiecare a doua, dar e subiect tabu, dar hai. Cum apreciezi tu atârnarea guvernării față de profesori? Da, mi-e rușine. Dimineața am jucat cu ăștia de 5 și 6, da, m-am îngas, oricum sunt mișcă. Și gata, dar m-am adăugat pe canale, pe Discord, pe diferite, domn profesor. Hai, ăștia deodată m-au pus la vot, adică nici nu mi-a dat șansă că să fac vreo... Gata, domn Leahu scos că e factor și... Nu, nu-i o șansă, că nu eram. Cu ăștia mai mari, dar mai bine. Spune un lucru care te marchează în fiecare zi și care tu vrei să-l schimbi în primul rând. Prelungim încă vreo oră de la interviu. Deci, costă bani ceea ce vreau eu să fac. Vă salutăm, prieteni, și vă spunem bine ați venit la emisiunea Direcția Succes. O emisiune în care descoperim pe cei care au reușit să își creeze visele aici, acasă. Cui îi place matematica? Asta e bună întrebare. Și azi vom afla răspunsul de la un alt fel de profesor de matematică. Este vorba despre Alexandru Leahu. Rog, Alex. Salut! Care îi spunem bine ai venit. Și pentru început vreau să te întreb, de ce îți place matematica? Chiar cea mai grea întrebare, știi? Nu, eu nu cred că există de ce îți place. Ah, Doamne! Probabil am avut noroc de profesori buni la școală și plus eram cumva predestinat sau aveam înclinarea asta matematică mai mult, științelor reale și respectiv. Când începi să reușești să faci un lucru foarte bine sau bine, deja îți pare că îți place lucrul ceva, da? Cam asta poate ar fi ideea. Doar matematică îți place sau îți plăceau? Nu, eram bravo la școală. Tucelarul ăsta care stă în prima bancă și permanent cu mâna în sus. Nu, eu reușeam la toate disciplinele, și umaniste și realiste, dar anume matematica cumva adică când rezolvam un exercițiu, mă perdeam mult timp. Și cumva atunci că aveam păr în cap și nu smulgeam părul, știi? Din cauza că, de exemplu, nu se reușește un exercițiu, și ajungi la 27, știi? Geometrie sau algebra? Algebra, geometria, ok, dar algebra. De ce? Pentru că nu eram chiar așa de pictor, știi cum se spune, știi? Când, cumva cred că chestia asta de geometrie mai mult legat cu oamenii care cumva sunt înclinați mai mult spre pictură și alte lucruri. Numai că trebuie cumva să le prezinți și aspectul ăsta algebric și să faci legătură între geometrie și algebra, de exemplu. Eu aveam partea asta mai mult de logică, de formule, de nu mai știu. Dar geometrie încet și deja la... Ok. Spune trei lucruri ciudate despre tine. Ciudat. Adică nu-s destul de ciudat pentru domeniul meu, așa. Ciudat. Pentru lume, pentru mine nu e ciudat, dar pentru lumea poate din jur aș crede că e ciudat. De exemplu, faptul că mi-am obținut părul. Că nu l-aveam eu, dacă vorbim tot despre păr. Părul sau părul? Părul, da. Aveam toți pantalonii puși pe sârmă la uscățel și aveam o pereche de sportivi doar la Chișinău, că toate hainele le-am uitat acasă, la țară. M-am dus în sportiv la liceu, în roză, și lumea se uita straniu că era sportiv. Da, asta săptămâna mai trecut era. Și eram în Adidas, un sportiv negri, așa, în dungi și un maieu negru. Și mască neagră. Lumea s-a uitat la mine, precis, din sectorul oarecare, bine cunoscut. Ascult șanson? E ciudat. De care? Nu știu. Adică nu, eu ascult muzică diferit, cumva stranie, adică nu pentru de asta. Știi de obicei la profesor ce ascultă? Ion Soroceanu, cum îl cheamă pe ăsta, corect? Sunt lucruri stranii și sunt lucruri care cumva sunt noi și sunt diferite, de exemplu, da? este așa un cuvânt extravagant, hai să spunem așa. Pentru că prin asta tu încerci să captezi atenția. De exemplu, să vă obsești într-o culoare clasică, de exemplu, barba sau orice altceva, parcă e ok, de exemplu, nu e așa de riscant. Dar dacă pui așa niște lucruri diferite, cumva, care știi precis că o să fii judecat și lumea să te privească și departe să ochii nu o să fug de tine. Adică tu mergi, lumea se uită la tine, de exemplu. Cred că chestia asta te poate pe locuri atunci era stranie, dar pentru mine, adică eu eram gata să fac experimentul ăsta psihologic pentru societate și era moment când mă gândeam că gata, nu mai supraviețuiesc, când mergi prin oraș, lumea pur și simplu îți uită tot la tine, da? Dar de ce ai făcut asta? Care a fost istoria din spatele bărbii albastre? Eu cumva te vinisem recent la Chișinău și încercam cumva să stabilesc câteva relații, aveam clasă nouă, o clasă de gimnaziu, acolo cumva relațiile între oameni se stabilesc altfel, adică discursurile astea motivaționale și poveștile astea de succes, acolo nu au niciun rol absolut. Și trebuie cumva să ori să devii un supererou în fața lor. Adică el nu ești un rol model pentru noi, că tu foarte bine știi matematică, domn profesor. Trebuie să fii pe vibe-ul lor, de exemplu, și pe unda lor. Și respectiv, băiețaș, hai dacă voi scris testul pe nota mare, respectiv, domn profesor obțește bani. Dar ce am observat că iată, ei în general au apreciat foarte asta și domnul profesor, să nu dați barba jos, mai știu eu, știi, copiii, toate lucrurile care le-am făcut eu au fost test psihologic de fapt pentru generațiile ori de seama noastră, de exemplu, ori generații mai în vârstă. Copiii în general parcă așa și trebuie să fie, înțelegi? Adică vii cu tatuat la școală, e parcă așa și trebuie să fie, vii cu barbă la școală, parcă așa și trebuie să fie, vii cu, nu știu, cu gen și rupt, hai să spunem așa, parcă așa și trebuie să fie, știi? Vii cu părul obțit, parcă așa și trebuie să fie, știi? Dar oamenii mai în vârstă, deja, pentru că la ăștia tineri încă nu-i format, nu-s pusă limitele astea în cap, pătratul ăsta de gândire, știi? Și respectiv, pentru ei nu e ceva ieșit din comun, pentru că ei nu știu ce înseamnă normalitate, da? La dânsi încă la copii, normalitățile existențiale încă ele nu sunt formate, știi? Și iată, acum era mai mult testul ăsta psihologic pentru oamenii de seama mea sau poate mai mari, sau deja pentru oamenii, elevii de liceu, la care normalitățile deja încep a deveni clare, de exemplu. Și valorile care trăiesc ei. Ok. Tu ești din Drochia, de fapt. Cum ai ajuns profesor la Chișinău? Of, că aici e poveste tare lungă. În primul, așa, ușor. Da, e foarte... Cumva am venit la Chișinău anume pentru diversitatea de activități care există și posibilitățile și de divertisment, nu neapărat de carieră, da? Pentru că, evident, că într-o suburbie oricare sau într-un oraș undeva mai depărtat de capitală, tu, practic, ești limitat doar la familie, în caz că o ai, și la job. Adică tu nu poți să petreci timpul într-un alt fel de mod sau într-un alt fel în general, pentru că ori tu ești profesor, ori tu ești medic, ori tu ești, poate, un lucrător la o uzină oarecare, divertismentul pe care l-ai e tot una, da? Și iată aici, anume, îmi place cât orașul mai mare un pic, sunt mai multe comunități în care tu poți să te regăsești, de exemplu, sau poți să faci parte din mai multe comunități. Și anume, pentru comunitățile astea de oameni, eu, poate, așa, una din scopurile care a fost pentru mine, ca să ajung cumva să aparțin cărora comunități. Ok. Ești recunoscut și pe Facebook și pe alte platforme și pentru protestele pe care le-ai făcut în urma Bărbii Albastre. Cum, pentru ce au fost ele, cum au fost ele și cum te-au afectat? În principiu, chestia aia cu plancartele era atunci așa, un moment, era un blogger american care a început toată ideea asta. Tot profesor de matematică? Nu, nu știu dacă e profesor, adică ideea n-am cine el ca personaj, pur și simplu e om care postează ceva pe Instagram, ori mai are ceva în spate. Nu știu povestea, dar logica era foarte simplă. Lumea vrea să facă noutate din faptul că eu am barba albastră, da? Adică televiziuni, rețele socializări, diferite posturi de ziare, media în general. Media vrea să aibă rici, da? Este așa, cumva să captezi atenția. Și pe mine cumva chestia asta m-a deranjat că tu faci noutate pe faptul că cineva are barba albastră, știi? Adică, ce vrei tu să exprimi asta, ce mesaj? Și respectiv cumva a fost un fel de manifest, o rebelitate de asta, cumva așa a vrut să o exprim. Și până la urmă s-a adeverit că eu prin asta am vrut tot să captez atenția, știi? Adică a fost... Și încă barul albastru și-și protest. Da, și încă o ieșit el în centru cu flangare. Și respectiv asta a fost ideea, nu știu ce a ieșit, ce a ieșit. Eu zic că a avut impact. Da, sper. Despre blogul tău, Suflete în boabe de cafea, așa. Are 90 și ceva de mii de like-uri pe Facebook. Da. Cum ai ajuns la acest număr de like-uri? Cum ai ajuns la așa un reach, așa un impact mare? De unde a venit ideea în spatele acestuia? Blogul ăsta a fost așa mai mult un asistent psihologic pentru mine. Adică cumva eu eram mai introvertit într-o vreme oarecare și nu prea aveam așa oameni care să comunic ceea ce stă la tine pe sufletel, știi? Și citisem, era vreme, făceam voluntariatul și eram la modă toată literatura asta universală și literatura asta de dezvoltare personală și anume una din idei ca să-ți exprimi gândurile și tot ce ai tu la tine în formă scrisă. Și atunci când am început eu tot treaba asta, anume prin asta a fost cumva formă de a mă exprima, de a expune și de a exterioriza ce am eu în interior. Dar problemele prin care treceam eu atunci ca student, ca adolescent și respectiv cumva se regăseau mai multă lume. Și cât oamenii se regăsesc încet și ușor. Și atunci era mai ușor de făcut cumva impactul dat pe Facebook față de acum. Dar acum cumva mai focusat ca să fii sponsorizări scumpe, ca să strângi un impact mic. Înainte, cumva algoritmul lucrau altfel și era mai ușor să faci, de exemplu. Acum să începi la zero, chiar să te gândești din punct de vedere de marketing digital și să promovezi o companie, e foarte complicat. Plus încă atunci Moldova nu prea, și Moldova și România nu erau chiar așa mulți care cumva erau orientați partea asta, știi? Acum deja au... ca și piecele după ploaie, s-au mulțit foarte, foarte mulți. Și sunt oameni care sunt topului, dar sunt oameni care cumva te fac adițional, ca hobby toată treaba asta. Și dacă acest hobby mai aduce un impact și ajută pe cineva, eu, de exemplu, nu sunt contra să fie acest lucru. Ok, deci cum? Te-ai trezit peste noapte că aveai 50-60.000 de like-uri? Nu, eu nu aveam chiar așa de multe like-uri, la 10.000 a fost ușor. Cumva m-ai invitat prieteni, atunci eram voluntar, mai rugam oamenii, mai dădeau share, chestii. După asta a fost un hype când a fost un reportaj la Stress, tu nu știu dacă l-ai prins, la început de cariera mea pedagogică, în ajun de ziua profesorilor, a fost o pozitivă liziune. Nu știu dacă m-am menționat canalul, e ok? Moldova? Să-i fac reclamă? Ok, Stress Moldova. Și a făcut un spot în ajun de ziua profesorului și a venit și m-a filmat și m-am gândit ca să fie un mesaj oricare să transmit, ca să popularizez anume specialitatea de profesor, pentru că acum în ochii studenților și în ochii oamenilor specialitatea asta e privită așa ca una din mâna a doua. E, profesor, gata, ești om ratat în viață, da? Dar eu eram în hanorac, stabilet, cum acum, știi? Și acolo, profesor om rugi hanorac, știi? Poartă blugi și hanorac, postează filmulețe educative pe YouTube și merge la școală. Vorbim despre Alexandru Leahu, profesor la liceul Bogdan Petricei cu HD din Drochia, de la lecțiile căruia nu lipsește nimeni. Tânărul de 25 de ani predă matematica, materie care pare de necrezut, dar a devenit una dintre preferatele liceenilor. Ok, dar eu m-am pornit la Chișinău atunci și până ce am ajuns la Chișinău, dar reportajul ăla avea vreo 10.000 de like-uri, adică aproape strânsă în 2-3 zile atunci 1 milion de vizualizări aproape pe Facebook. Și inclusiv posturi, televiziuni au dat share influenceri, atunci nu era așa cuvânt. Și respectiv am început atunci să-mi invitat și pe la Moldova 1 și pe la Jurnal TV, dar am făcut să-mi cunoștință tot cu oameni din cumva care aveau un impact mai mare în internet. Și cumva ajunsesem la momentul dat când în Chișinău mă știe mai multă lume, de exemplu, decât în Drochia, știi? Că în Drochia putem să merg, să nu mă cunoască nimeni, dar în Chișinău să prească lumea să... Adică și asta a fost primul boom și evident că la nivel de pagini tot crescuse, pentru că pagina atunci se numea Leahu Alexandru chiar, propriu-zis, și eu am modificat numele, cum am vrut să divizez, știi, partea asta de blog și partea asta de... Dar am într-o fel pot spune că deja e un fel de brand personal, știi? Asta a fost prin anul 2017, pare mi se, adică sigur, nu, 2017, 2007. Tu ce faci cu țara acum? 27. Ok. Că nu 3 ani. Adică nu poți, adică acum trebuie să mă uit exact. Serios, pentru că la o vreme când crești un pic și faci niște lucruri care teoretic ele devin, arată rutină dintr-o parte, știi? Adică deja cumva frontiera asta dintre ani se dizolvă. Când fiecare an ai experiență din noi, atunci deja frontiera e aceeași, știi? Adică cumva tu diferențiezi cum e anul s-a făcut asta, anul a făcut celălalt lucru. Și respectiv asta a fost primul val, fusese tot diferite interviuri, invitații, și după care încetișor parcă s-a liniștit, stătea apele, gata, procesul merge, am venit la Chișinău și atunci pur și simplu a fost valul numărul 2. Atunci era tot văcau plin, în primul rând, anume tot, să-i spunem așa, teritoriul ăsta post-sovietic. Și pe la radiouri și chiar și în canale, chiar Digi24, dacă mă greșesc, Doamne, eu prea multe nume de aici popularizez, le dau tag. Da, atunci. Și atunci a fost a doilea val, mult mai mare. Adică aveam mii de cereri în prieteni și iar like-uri la pagină, distribuiri și tot așa mai departe, știi? Ok. Cum descrii relația ta cu elevii tăi? E foarte complicat, știi? Adică nu poți să generalizezi. Îți plac copiii pentru că ai plecat în pedagogie, da? Da. Și acum, fiind în acest domeniu, cum mai descrie evoluția ta de la profesor începător la ceea ce ești azi? Tu așa te uiți la mine, parcă se pare că eu chiar sunt guru și Dumnezeu, știi, Buddha sistemului educațional. Evident, chiar de la caz la caz, copiii tot sunt diferiți, știi? Și respectiv sunt unii copii care se regăsesc în ceea ce faci tu și felul tău de a fi, pentru că profesorul tot sunt diferiți, de exemplu, da? Și sunt copii care tot sunt frustrați și la mine la ore, de exemplu, de matematică. Nu poți spui că tu ai 36 de elevi în clasă și 36 sunt mega satisfăcuți și mega împliniți, de exemplu. Tu încerci cumva să găsești soluțiile astea și căile astea la fiecare. Dar cu oamenii care într-adevăr admiră și le place persoana, gen eu ca profesor, cumva le mai ușor să înveț, de exemplu. Sunt mai relaxați un pic la ore. Și plus, cumva, mă străduiesc să fiu pe vibe-ul lor și acum, știi? E mai greu. Cu anii tot e mai greu să fii pe aceeași undă, pentru că la început, mai ales că eu începusem ca profesor de liceu, era diferența foarte mică, da? Era 5 ani de zile sau 4 ani de zile dintre clasa 12, de exemplu, și mine, și avem mai mult interes comune. Acum, deja, dacă lucrez și clasă de gimnaziu, e mai complicat. Dar azi jucasem cu ei, este jocul ăsta mult care buhnit, da? Mongas, oricum se numește cu ei. Și gata, dar m-au adăugat pe canale, pe Discord, pe diferite, domn profesor. Hai! Democat. Da, da, da. Dimineața am jucat cu ăștia de 5 și 6. Ăștia deodată m-au pus la vot, adică nici nu mi-a dat șansă că să fac vreo... Gata, domn Leahu scos că e infractor. Zic, nu, dă-mi o șansă că nu eram. Cu ăștia mai mari, dar e mai bine. Cum se adresează elevii de la tine? Domnul Leahu, domnul Alex, domnul... La liceu, așa, domn profesor mai mult. Nu. Iar asta iar depinde de cât omul e gata, de exemplu. Eu le spun, hai la tu, la tu, la tu, la tu, la tu, știi? Cineva se adresează la tu, dar cineva parcă sunt așa din comod și domn profesor, hai, vă zic, domn profesor, numai nu tu sau nu Alex. Bun, hai, hai, și respectiv. Ok. Despre pandemie, pentru că a afectat toate domeniile vieții societății noastre, cum a fost ea pentru profesori? Pentru că pentru elevi a fost grea. Pentru profesori cum a fost? Profesori a fost și mai grea, dacă sincer. Hai să vorbim la prezent, pentru că ea încă este, știi? Sau... Începutul a fost super. Da, începutul a fost super complicat, pentru că cerințele, să spunem așa, din cauza pandemiei au devenit cu totul altele. Adică așa, abilitățile pe care trebuie să le aibă un profesor trebuie să fie așa, cumva mai din alt domeniu, așa. Adică, iată, așa sunt niște cunoștințe bazice acum, la moment, în secolul 21, care trebuie să le aibă, adică nu doar profesor, dar orice om. Adică, ca să, elementar, ca să poți duce o viață normală, trebuie să ai o bază oricare de cunoștințe. Și mulți profesori, de exemplu, nu aveau chestia asta. Poate din generația tânără aveau lucruri date, de exemplu, și abilitățile digitale pe care erau necesare. elementar să faci un chat pe Viber, de exemplu, erau 80% din profesori așa care ori erau deja la pensii, de exemplu, da? Sau în vârsta asta deja învățată. Asta e elementar să faci un chat cu elevii pe Viber unde se comunici și le transmiți ceva lucru sau nu neapărat pe Viber, pe o mesagerie oarecare și era deja complicat. Nu mai spunem de exemplu cum să predai o lecție. De exemplu, la română poți să suni pe Messenger, știi? Și tu acum mai mult povestești, poți să le faci o prezentare de la științele reale unde trebuie să rezolvi foarte multe lucruri, trebuie să fii gen să ai o tablă oricum. Da. Era complicat și fiecare, cum se spune, s-a isprăvit cum a putut. Care mai greu, care mai puțin greu. Și din cauza asta, cea mai probabil, de exemplu, eu aș presupune că examenele au fost cumva anulate, sau spune. Pentru că erau oameni în circunstanțe diferite. Cineva, într-adevăr, chiar și cu pandemie, au stat, au învățat, profesorii au avut și posibilități tehnice și respectiv și timpul ăsta și cumva din nou a fost așa de complicat. Dar pentru alții, de exemplu, nu au avut posibilitățile astea și mulți copii chiar nu, poate un semestru întreg aproape nu și-au făcut studiile. Da? Iar și iată, acum vara, a încercat cumva să-i alfabetizeze pe toți, să-i înveți pe toți câteva tehnologii, ca ulterior, dacă să ajungem să intrăm iar în carantină, de exemplu, deja să fim cât de cât măcar în condiții egale toți elevii și deja atunci nu se mai anulează niciun bac, presupun. Așa este viziunea mea, de exemplu. Și tu crezi că anul ăsta bacul? Eu cred că trebuie să înveți. Eu, de exemplu, dacă aveam 5 clase paralele, 36 de elevi, asta sunt 110 elevi. Și toți stau acasă. Toți stau acasă și toți au întrebări. Atenție, evident, la copii, că în general, la capitolul atenție, singurul lucru la care am degradat ca generație, ca societate în general, anume la capitolul focusare și concentrare pe a face lucrurile, da? Ce mai spunem de copii? Eu singur am fost copil și, adică eu țin minte lucrurile pe moment, adică eu le spun niște lucruri pe moment, adică ei nu te ascultă. Și pe urmă eu, de exemplu, am menționat câteva momente și iau întrebări. Și îți scrii personal, de exemplu, dar putești la 12 seara să scrii mesaj, știi? Și Viber-ul meu, era un moment când eu am scăpat odată 2 chat-uri, vreo jumătate de zi nu eram pe... Ori era un weekend, ori le-am dat un proiect ceva, ori un test, nu mai țin minte, și toți întrebau. Avem vreo 1000 și ceva notificări pe Viber timp de jumătate de zi, ca să înțelegi. E că să provocări, știi? Și tu trebuie să răspunzi la toți, cumva. Că, dar tu ești în chat-ul celălalt și eu spun, asta e chat de matematică, știi? Adică, divertismentul și aparte lucrurile care le aveți, voi le discutați în chat-ul vostru, știi? De acolo și lecții și chestii, link-uri de la Zoom-uri, de la alte peste cap, el nu găsește link-ul. Dar și mâine precis avem lecții, precis avem lecții, știi? E că toate momentele date, asta pur și simplu a fost bombă, așa, creierul practic îmi pare că gata, până aici a fost, știi? Dar încet și orpat, deprins copiii cumva să-l liniștească un pic. Știi, când e ceva nou, permanent, e greu la început și tot zic, n-am să pot, știi? Iată acum și cu învățatul ăsta online. De exemplu, asta e, iară, e un pas intermediar, de exemplu. Copiii nu pot să concentreze sau nu vor, de exemplu. Sau poate chiar într-adevăr nu pot, știi? Pentru că tu mai ai pe lângă asta ca telefonul ăsta care îți vin notificări în timpul unui interviu, de exemplu, sau mă știu eu, glumesc. În sens când stau la mit, știi? Părinții nu sunt acasă, de aici undeva acolo la bucătărie. Poate o soră mai mică, de exemplu, sau mai știu, părinți să-ți duci la o la lucru, știi? Știi, chestiile se defocusează, știi? Pentru că noi suntem omul notificare, știi? Noi nu putem să stăm 15 minute fără să ne gândim, știi? Și iată, chestia asta e foarte complicată anume. Că la școală, de exemplu, tu poți să mai captezi atenția, mai faci o glumă, mai ridici o voce, mai faci o privire, de exemplu. Și gata, copilul își pune telefonul în buzunar și cumva un pic îl captează. Acasă tu n-ai pârghia asta. Ce spun, ce? Spun nota 2, știi? Online, știi? Am profesor. Microfonul nu lucrează, eu nu răspund. Dar e mai de acasă, știi? Adică... E strașnic. Da. Despre activitatea ta în cadrul proiectului Camelot, vreau să întreb. Doru, unde ești? Acolo. Îți fac promovare. Bun, cum te-ai încadrat tu în echipa asta și cum ai decis că vrei să participi în acest proiect? Și despre ce a fost acest proiect pentru tine? Dacă sincer, lucrurile s-au luat din experiență de voluntariat. Noi am făcut cu Doru, mulți eram noi suntem, aveam în suflet organizația. Să-i spun tot pe nume, cred că așa. Organizația AIESEC este. voluntariat, o organizație internațională și respectiv nu de acolo ne știa. Și respectiv, cumva eu fusesem un pic și pe resurse umane și ca pedagog și plus am început și eu să fiu un pic mai cunoscut în rândul tinerilor, că Doru lucra foarte mult cu tineri și proiecte pentru tineri. Și respectiv el, când avea proiecte mai mari, cu numărul de participanți mai mari, deja m-a invitat și pe mine să organizăm team building-uri și alte lucruri. Eu mai mult cu dânsul ne duceam împreună la team building-uri, dar el deja mai are activități aparte, care deja eu, abilitățile mele nu fac parte din categoria aia, din activități pe care le are el. Recent ai început să lucrezi și la Clasa Viitorului. Da. Spune-ne despre acest proiect. Ce înseamnă el? În principiu, Clasa Viitorului e un proiect așa de încă tânăr. Adică el e abia primii ani de viață și respectiv cumva eu parcă mă simt, eu și echipa acum care împreună suntem 6 oameni. Tu ești șef? Nu. Eu și partea mea de tehnologie. Noi acolo suntem 6 oameni, dar fiecare cum ar fi 6 departamente, dar de fapt încă ești la etapa când tu ești singur în departamentul acela, da? Potențial este extraordinar de mare și noi încercăm să facem lucruri frumoase și în principiu acolo noi avem linia numărul 1 ca să ajutăm profesorii cumva, știi? Să-i ajutăm să vadă ce tehnologii sunt și aceste tehnologii să le implice în procesul de învățare cumva. În principiu, scopul lor ca să extindă toată area asta de acoperire cumva și să aduc tehnologiile prin școli și sunt deja în 32 de școli, este Clasa Viitorului și respectiv acum, din câte știu eu, s-a mai extins pentru 11 școli, dacă nu mă greșesc. Dar cumva a venit și un instrument pentru pandemie, pentru că în incinta centrului au fost filmate atunci foarte multe lecții video care au fost pe urmă ulterior plasate pe diferite platforme și inclusiv la televiziune au fost tratate. Și plus au fost diferite formări pentru profesori ca să aduci cât de cât la nivelul ăsta necesar măcar sau suficient, știi? Adică nivelul ăsta bazic ca profesorii, iar în caz contrar, în caz de exemplu, să poată să fac față cerințelor educaționale care o să fie ulterior. Și asta poate e un fel de moment care schimbi foarte multe lucruri așa, în termen lung în educație. Iată, anume, astfel de momente, de fapt, se schimbă sistemul și nu numai sistemul, de exemplu. Adică orice schimbare are loc anume în momentele astea dificile și complicate. Ok. Tu lucrezi acum în sectorul public ca profesor. Sectorul public, corect? Ok? Da. Ai lucrat în privat? Da. Ca profesor? Da. Ca să nu te întreb direct despre salariu, cum compari salariile dintre aceste două sectoare? În principiu, eu lucram paralel, știi? Și dacă alegi doar sectorul privat, e clar că e un pic mai... cifrele un pic sunt diferite, da? Dar acolo era altfel organizarea și alte lucruri, știi? Dar eu cred că nu-i mare decalajul, adică poți spui. Înțelegi, omul poate să aibă cât mai avea, el cum ați vrea mai mult, știi? Asta e una. Doi, noi trăim în capitală, știi? Adică, teoretic, salariul care avem eu ca profesor, de exemplu, la Drochia, de exemplu, poate era cumva mai valoros decât același salariu care era la Chișinău, pentru cheltuielile saltele, știi? Și de atât oamenii în capital încearcă, iată, la 10 țara IVS, de exemplu, stau încă în oficii și lucrează sau mai au proiecte sau care freelancer, care încearcă să facă ceva paralel sau mai mult. Ca să reușești mai mult, încearcă să facă mai mult. Încerc și eu și mi se pare că, Doamne ferește, dar nu știu. Cum convinge elevii să le placă matematica? Nu există așa ceva. Eu încerc, dar asta e cum mai convinge un om care auzi muzical, știi? Și hai, lasă să cânte. Adică nimeni, de exemplu, nu scoate ochii că tu n-ai auzi muzical. Sau că nu poți dansa la o nuntă, chiar așa cum nu sunt muzică, așa cum sunt alții, de exemplu. Dacă nu e vorba de matematică, gata. cum tu nu poți să... Cum așa. Și tu ce strategie abordezi? Eu la copii nu prea le spun lucrurile date. Așa, un secret al profesorilor. Eu încerc să am cumva unda mea personal cu ei, știi? Adică îi spun băiețaș sau copilaș, deci așa mă adresez. Toate lucrurile care le spun și toate instrucțiunile sau toate recomandările care le fac se referă doar la disciplina mea și legat de mine. De exemplu, ritualul ăsta de a te ridica în picioare când profesorul în clasă, am spus hai, măcar acum în timp pandemiei, fără ritualuri la mine la oră, știi? Toți ca la armată, sus. Eu, de exemplu, am zis că nu. Dar la asta se referă doar la lecția mea personală, știi? Și doar când aveți lecții cu mine. Că pe urmă, știi, ies că eu le dau careva modele și nu specific și respectiv ei pot să repete acest comportament la alte discipline. Și pe un profesor pot, Doamne ferește, să-l deranjează acest lucru, știi? Sau poate are alte metode și eu nu vreau să, cumva, să mă bag pe ăștia alți profesori, de exemplu. Și eu zic, tot ce se întâmplă și tot ce vă spun, în detrimentul la acestor 45 minute și în detrimentul anume la faptul că la ora mea de matematică, de exemplu. Asta e logica. Deci tu preferi cumva mai mult învățământul informal decât cel formal? E clar lucru că aș prefera mai mult forma asta de așa mai liberă, cumva mai relaxantă. Dar matematica, așa e o știință că nu poți stai pur și simplu să... Adică relaxat să o înveți, știi? Și respectiv sunt careva momente care tu nu vrei, tu nu poți să te relaxezi ca să înveți, da? Adică matematica e, Doamne, este... Gata, nu comentez. Dacă nu știu, nu vine pe limbă ceva, știi? E extraordinar de... Nu, uite, ca să fie clar. Pe mine mă întreabă toți copiii la ce se întrebea să fie matematică în viață. Dar matematica asta e știință o leacă abstract, un pic. Partea asta eu aplic fără să-și dai seama la biologie, de exemplu, la chimie, la informatică, la fizică. Numai că nu toate instrumentele. O parte din instrumentele mai mult la informatică nu se crească, de exemplu. În tehnologie ele foarte mult sunt, dar lumea încă nu știe, copiii nu știu pentru că ei te învață încă după modele și laboratoare la fizic fac după tehnici, tehnologii vechi, de că asta costă bani utilajul ăsta noi, unde se aduc relevanță, de exemplu, da? Dar încerc să le spun la copii, asta e o știință abstractă. Asta e unul, doi, creierul nostru tot este un mușchi, știi? Adică eu nu, adică când te întreabă la ce trebuia să-i matematica în viață, dar la ce trebuia să tu poți să faci 20 flotări, de exemplu. Adică tu ai așa chestie, să mergi circuvolonțiuni. Permanent mi-e complicat să rostesc acest cuvânt. Creierul nostru are riduri, eu le spun așa la copii. Și ca el să nu fie așa tinetet, tu trebuie să faci ceva care să-l încordează un pic ușor. Și plus trebuie să-l ții în tonus. Adică nu se întâmplă așa că tu, gata, ai învățat până la o oarecare vârstă de ani și gata. Orice mușchi trebuie ținut în tonus. Asta înseamnă că tu trebuie să-i dai activități permanente. Asta e unul. Doi, trebuie să-i ridici rezistența, da? Adică tu nu poți să ai aceeași cantitate de informații sau aceeași cantitate de lucruri pe care le înveți tu și în clasa 1 și în clasa 12. Deci cantitatea crește. Pentru că tu în clasa 1 când erai, tu ai învățat 2 litri și tu ai dat prima strofă după ce ai învățat primele jumătate de alfabet să citești 4 rânduri. Și tu îți pare că e gata, jumătate de zi, Doamne, că nu mai pot. Sau cândva tu mergeai cu păcel să încerc să le spun la copii ce vă părea complicat în clasa 2, de exemplu. Acum deja nu mai pare așa de complicat. Așa și cu unele lucruri, de exemplu. Poate acum ele vă par complicate, dar noi încet ușor, dacă exersăm și mărim, dar mărim constant, adică să nu fie durat decalajul ăsta, cum se întâmplă la majoritatea. Am să învăț în ultima zi. Nu, câte un pic trebuie. Așa, tot să fie măsurat. Respectiv, o să fie totul calitativ, dar dacă tu stai și într-o zi vrei tot, atunci nu merge așa. Și plus le dau exemplul ăsta cu 10.000 de ore. Adică așa e gata, ok. Că îi spun despre ăștia care duc la pian sau mai știu, care depind la 4-5 ani de zile și îi clasa 12 și încă îmblă la pian și îi spun 10.000 de ore, 10.000 de ore, 10.000 de ore. Că tu ai făcut 7 lecții, 2 săptămâni și tu vrei. Asta e... Și mulți așa se uită, dar evident că astea lucruri trebuie tot constant și eu să le spun lucrurile date. Pentru că nu am spus odată și eu înțeles, știi? Sau liniște în clasă și eu înțeles. Și peste 20 minute ori trebuie să fac liniște în cap, pentru că așa se formează niște chestii, niște, nu știu, niște deprinderi. Tu cum ai ales să mergi la pedagogie? Sau te-ai făcut pedagogie sau da, matematică? Nu, am făcut teoretic e pedagogie, că s-a licențiat în științele educației, dar lucrurile atunci s-a întâmplat așa nu special, hai să spunem. Pentru că trebuia să fac facultate. Trebuie cuvântul ăsta, trebuia să fac facultate. Și mie îmi plăcea matematică la liceu, eu ce să aleg matematică și informatică. Și m-am să aleg matematică și informatică. Pe urmă am aflat că e cu profil pedagogic și de fapt 30% din toate cursurile care se leagă o să fie anume psihologie, pedagogie și toate lucrurile astea care ulterior m-au ajutat, dacă sincer. M-au ajutat, pentru că psihologia e foarte interesantă, nume tare frumos. Vezi omul, să-l analizezi, de exemplu, adică să-i vezi comportament sau careva acțiuni și cumva să faci o predicție ce a fost, nu ce o să fie, dar ce a fost, dar și ce o să fie, de exemplu. Adică circumstanțe cam ce ar putea să fac el, cum ar putea să... Și lucrurile astea încerci, și plus cunoști oameni, copiii ăștia toți sunt niște mega bravă, adică tu poți să vezi multe lucruri din ceea ce fac ei. Și nu trebuie să fii sincer cu tine prin să-ți spui direct ce-l doar, adică totdeauna observi lucrurile astea cu timp. Spune-ne o glumă despre matematică. Despre matematică? No, nu, despre matematică acum nu cred că o să-mi vină ceva. Despre școală, ok. Eu încerc să reproduc tot ce spun elevii, știi? Că sunt momente haioase când ei le spun, de exemplu, da? Și postez asta pe Facebook. Poți să citesc? Hai. Mie mi se pare haios, dar nu neapărat că e haios, de fapt, chestia asta. Bun? Adică dacă nu e haios, tu îmi spui de dată. A, le spun care este tema pentru acasă, iar ei îmi dau sin, știi? A, sau e acasă, de exemplu, dar citește tu, bine? Un profesor obișnuit. Liniște în clasă, Alex. La popa, la poartă. Da, știi? Da, tot știu continuarea și văd că a avut impact. În fine, adică poți să faci haios lucrurile, să fii măcar un pic, dacă e greu, măcar să fii cu umor tot, știi? Okay. Bun. Care este atârnarea oamenilor și a conducerii, sau mai mult a oamenilor, despre profesorii mai diferiți, cum ești tu, de exemplu? Tu știi că oamenii sunt tare fricoși de felul lor, știi? Adică nu vine nimeni în față să spui că nu-mi place cum te comporți sau cum ești, știi? Dar pe la spate o să-ți... Doamne, dar să te vorbească ca să sughiți o săptămână, știi? Ca tare eu cumva te-am educat un pic în cultura asta și în profesori. Pentru că erau profesoarele noastre și numai profesoarele, dar și profesori vineau pitocuri, săraci, Doamne, 6 lecții, tocmai era jale de ele, știi? După un an, coleg cu mine, și în blugi, și în Adidas, și profesoarele. Le-am arătat acum chiar și în rochile astea de gală. A pus să duc în Adidas fetele, și la nuntă, și la... Adică rochii, dar și Adidas. Și arată destul de nice. Și tu ai promovat, ai cultivat în ei? Nu, eu cumva le-am arătat că asta e normal, fără să le spun, știi? Adică tu înțelegi că noi suntem un fel de medie aritmetică a oamenilor cu care petrecem cel mai mult timp, știi? Și respectiv, dacă eu sunt în cercul lor, eu am să iau ceva de la ei și ei să iau ceva de la mine, știi? Inclusiv și lucruri, poate nu chiar, partea bună tot, și partea rea, de exemplu, dar în fine. Cumva de asta te fac la nivel de inconștient, știi? Adidas, ok, văd că lumea, copiii îl iubesc, okay, da. Înseamnă că nu e asta decisiv în scopurile tale, știi? Pentru că în curriculum nu scrie acolo să vii îmbrăcat la 4 ani la oră. Acolo scrie ceva legat de conținuturi, știi? Cum apreciezi tu atârnarea guvernării față de profesori? Hai, zi! Nu! Hai, nu băgăm politic, cred că, nu? Nu, fără nicio culoare politică, fără nicio temă. Nu, da, dar guvernul e guvern. Înțelegi? Ei, hai să spunem conducerea. Nu, eu pot, pur și simplu, de bine nu prea pot spune, înțelegi? Ce nu-ți place la sistem? La care? La sistem educațional? Educațional, da. Prelungim încă vreo oră de la interviu. Hai. Eu pot spune multe lucruri care nu-mi plac, știi? Dar dacă nu vin cu soluțiile, atunci nu are sens. Spune-mi un lucru care te marchează în fiecare zi și care tu vrei să-l schimbi în primul rând. Pe mine tare mă doare faptul că la copii le greu, știi? Pentru că nu le ofere un pic mai multe opțiuni, știi? La ce te referi? În sens că eu, de exemplu, dar asta costă mega mulți bani, anume resursa umană. Noi avem lipsă de resurse umane, dar noi încă vrem să facem și diversitatea asta și chestia. Și noi cumva operăm cu resursele pe care le avem. Și dacă tu nu ai resurse, tu nu poți să aspiri la foarte multe lucruri, înțelegi? Dar noi să recunoaștem, noi nu avem resurse, nici umană și nu doar umană, da? Pentru că resursa noastră toată e pasăre călătoare. Și plus, iar, specialitatea asta de profesor e cumva te... Fă la oare, da, oare. Mi-e rușine. Și nu... Deci, costă bani, ceea ce vreau eu să fac. Diversitate totală, da? Până în clasa 7-a, 8-a să fie, pentru cunoștințele astea până la 7-a, 8-a, cultura generală, tot capacitățile astea, abilitățile tale sunt în fel necesare vieții, știi? Un pic de faptul că acolo te 220 de volți, nu pui 20 ca să să mori, știi, sau mai știu eu. Adică lucrurile astea care, la nivel de chimie, niște resurse, băi, nu bei, te rog, gacet, sau nu pune apă în uleiul care în tigaie, care e prăjir, ca să... Adică lucrurile astea care te ajută să nu mori, hai să zicem așa, știi? Asta de exemplu. Sau te ajută să nu te amăgească cineva cu banul, să mai știu eu. Și pe urmă, încetișor, tu încerci cumva să identifici, băi, dar ce-i place la fiecare și la ce el se regăsește și la ce el e bun. Dar asta e foarte, foarte complicat ca să vorbești despre asta în general. Că trebuie să fii ori mega bun psiholog. Că... Dar viziunea finală e următoarea. Ca să, de exemplu, dacă îi place cineva matematică, eu să dau mai multe ori de matematică și mai puțin de altceva. Dacă îi place cineva, de exemplu, limbile străine, scoate un pic de matematică și mai dă o limbă să înveți, de exemplu, dacă așa îi place și vrei să fii poliglot, știi? Îi place cineva muzica, arta plastică, de ce numai până în clasa 7 sau 8 să învați? Lasă înveți până între 12, poate devine un designer bun, iată, să facă încă un centru oarecare, mai știu. Iată anume asta, dar asta trebuie foarte, foarte mult de conceptualizat și de gândit. Adică nu se face așa, adică lumea trebuie să înțeleagă că nu o să fie niciodată așa că peste noapte schimbi tot, știi? Pentru că tu nu ai cu ce schimba, în general. Adică tu când faci o substituție la un meci de fotbal, tu trebuie să ai cu ce schimba, da? Noi teoretic știm ce ar trebui, dar noi nu avem posibilitatea asta. Și noi încercăm câte un pic să facem schimbarea asta, câte un pic. Și când, iată, de exemplu, tu te duci la sală, da, în fiecare zi, tu te uiți după ce la sală, în fiecare zi, te uiți și tu nu vezi, parcă se pare că tot ești acel de ieri, da? Dar când te uiți în termen lung, de exemplu, de 5 ani, că tu ai făcut o schimbare azi, nu știu, creată încă o posibilitate pentru copii. Sau, de exemplu, tot pandemia asta și tot digitalizarea asta, tu nu o vezi poi mâine cum o să fie schimbarea. Dar tot să te gândești, 5 ani să vezi și să faci o retrospectivă la lucrurile care s-au întâmplat și știuți ce s-a întâmplat, știi? Și unde suntem acum. Ce se petrece? De ce acum noi, de exemplu, pandemia s-a terminat, dar noi facem încă lecții mixte, de exemplu, da? Copilul nu vrea să vină la școală, sau mai știu eu. Sau copilul... Ei pleca psihotare pe săptămână, dar el e prezent la ore. Cumva și zic, măi, iată asta e impactul cel care eu cu 5 ani în urmă nu-l vedeam, nu credeam că el o să fie. Și iată asta ești legat de învățământ. Plus, cam încetișor când un pic ajungi în vârsta asta conștientă, când la 14, 15, 16 ani, deja trebuie să îngurel, să te apuci și să înțelegi ideea că multe lucruri se învață de sine stătător. Adică sunt abilități care tu le obții de sine stătător. 80 de ore, 120 de ore, ai luat, ai învățat un lucru. Și îl înveți a face, dar n-aștepți ca cineva, iată cumva la copii și de la părinți vine asta, așteaptă ca cineva să te facă ceva, așteaptă ca cineva să ne dăi mor în gură, așteaptă ca cineva să ne învețe. Cumva poate ar trebui chestia asta de dezvoltat tot la elevi, știi? Că, dar așa încetișor ca ei să ajungă într-un moment dat să aibă interesele lor de învățare, dar nu de învățare. și nu mai așteaptă să-i se ofere oportunități, pentru că oportunitățile sunt acum atât în mediul digital, în internet. Logica e simplă, el trebuie să vrea să învețe. Și vin domn profesor. Și profesorul trebuie să facă asta. Profesorul trebuie să inspire această dragoste către a învăța. Numai profesorul, pentru că el cu profesorul petrece foarte puțin timp. El mai mult timp petrece cu părință și el se uită la părinți. Crezi că e posibil așa schimbare? Da, dar asta în termen lung, de exemplu. Adică noi schimbăm, generația aceasta se schimbă, ca următoarea generație. Adică asta nu înseamnă că tot pe 5 ani zile gata, țara asta să trăiască foarte bine pentru că a crescut. Adică ele, lucrurile astea, noi suntem o țară tânără în general, știi? Toate lucrurile complicate prin care noi trecem, au trecut majoritatea țărilor, da? Noi avem plus numai că noi avem mai multe posibilități ca atunci, știi? Și noi vedem ce se întâmplă în jurul nostru, de exemplu, ușor. Dar este șansa. Important ca tu să vrei să faci schimbarea. Să schimbi pe tine, de exemplu, da? Eu vreau să mă schimb pe mine. Oamenii din jurul nostru, fiecare individual. Adică nu, băieți, nu ce, ne-am strâns, hai să facem schimbarea. Nu, așa nu merge. Adică fiecare trebuie să fie un pic egoist în aspectul dat. Să schimbe pe el, să aibă grijă de dânsul. Fiecare are grijă de dânsul și când îmi uiți împreună la tabloul dat, măi, țară, ce bravă am, creștem. Tu ești conștient de minusurile sistemului? Absolut. Anume de faptul că nu există cadre didactice, nu vor profesorii să... Nu vor tinerii să devină profesori. Nu, da. De ce crezi că este așa efect, așa percepție? Pentru că au apărut opțiuni noi, înțelegi? Adică cu 30 de ani în urmă tu aveai 4 opțiuni. Ori ești medic, ori ești profesor, ori ești... Ce mai acolo mai era? La uzină te duci? Erau 5-6 opțiuni, înțelegi? Medici până azi, mulți se duc în medicină. Cum să-ți spun? Mai puțin, mulți mai puțin în pedagogie. La tine datele, adică tu privești imaginea, îți explic. La pedagogie este mai multe universități, da? 10 universități, 12 universități pe țară care oferă specialități de pedagogie. Și când vorbești de pedagogie, deja sunt mai multe domenii, nu știu, este limbi, este științe reale, matematică, fizică și alte. Dacă îmi privești la nivel de medicină, tu ai o singură universitate și tu ești la numărul cel mai mare 350 și tu ești la numere foarte mai mici de... Așa, dacă ții cumulativ, eu cred că este problemă și în medicină, stai liniștit. Adică, nu că stai liniștit, din contra, ești agit, că este problemă și acolo. Problema este, oricum, știi? Și îți menționez că e rău, gata, te știu că e rău, hai să facem să fie bine, știi? Asta e logica. Care e cea mai mare visă tău? Legat de călătorii. Deci, eu vreau să... îmbătrânești, să călătorești? Nu. Nimeni nu vrea să îmbătrânească, știi? Eu vreau să am posibilitatea să călătoresc. Pentru diferite tipuri de călătorii, nu știu, scurte, cu mașina, nu știu, departe, undeva. Anume că mie îmi place să gust din culturile altor țări, să văd alți oameni ce fac, istoria lor și alte momente, de exemplu. Și mine asta mă încarcă, într-adevăr. Eu dacă mă duc o săptămână undeva, eu parcă iar din nou... Dar foarte mult depinde de energie care o ai. Ca să faci careva lucruri, trebuie cumva să te încarci bateriile. Și eu vreau să-mi pot permite, de exemplu, eu să fiu cetățean în aceste țări, dar să pot 2 săptămâni să mă duc într-un proiect undeva peste hotare și să învăț diferite lucruri, sau să călătoresc și să vin înapoi aici. Să învăț ceva nou și să implementez, de exemplu. Nu știu, să le povestesc oamenilor. Iată, așa e posibil. Și nu ce vedeți voi pe YouTube sau mai știu. Dacă ai cel mai mare regret? Mă sunt acum pe patul de moarte, știi? Și acum, regret. N-am așa ceva, da? Nu. Lucrurile rele se uită, apropo. Dacă tu ai ține minte toate lucrurile rele care se întâmplă în viață, tu la 30 de ani, cred că nu tare vrei, dar așa încerc, vreau să uită, sau să transformă așa într-un pic de nostalgie, dar binele așa se memorează mai. Și încerc și oamenii, și se pare, de ce nu ne gândim că în Uniunea Sovietică a fost foarte bine și părinții noștri vor să întoarcă? Pentru tot rău care s-a întâmplat atunci, dar oamenii trăiau și atunci nu e mega bun, hai să, nu mega. Noi trăim bine ca tare acum. Dacă să luăm așa, știi? Pur și simplu, noi știm că se poate și mai bine și atunci, dar noi... Nu, asta ta eu. Noi trăim tare rău. Dar noi asta da, asta trebuie, înțelegi? Noi suntem societatea, de exemplu, generația care are facilități cât nu au avut, nu știu, dar nu mai avut nimeni așa ceva, știi? Și legat și de igienă, și legat și de divertisment, și legat de faptul de foarte, foarte multe momente. Și noi nu, oricum noi suntem generația care, cea mai depresivă generație, înțelegi? Adică cu 100 de ani în urmă nu era nevoie de psiholog, dar acum fiecare a doua, dar e subiect tabu, dar hai, Doamne, mi-e rușine, sau mai știu eu, toți duc la psiholog și alte lucruri, știi? Și chestia asta cumva și ne vizează pe toți, de exemplu. Eu tot, de exemplu, aș vrea să mă duc la un psiholog, știi? Și apoi mă uit la tarife și apoi... Nu, asta a fost glumă cu tarifele. Ok. De ce ar trebui un prof, un tânăr, să plece în pedagogie? Sau dacă n-ar trebui? Trebuie să te duci acolo unde crezi că te trage inima, știi? Pedagogia asta e legată de oameni. Dacă ți-e place să lucrezi cu oamenii și să vezi impactul tău, nu mâine, da, iar nu explic. Impactul profesorului o să vede peste 5-10 ani. Adică, de exemplu, profesorii tăi să vadă impactul tău, ok, la tine e caz aparte, dar impactul se vede, da? Dar în teoretic tot trebuie să treacă vreo... Pentru că ca să ai un oarecare curs în cariera ta pe care nu știu ce o să fie, de exemplu, da? El nu e într-un an zile, de exemplu, se întâmplă toate lucrurile, știi? Și anume, tot parcursul ăsta tău, tot mersul ăsta tău și tot acel extrem în care tu o să ajungi, de exemplu, pentru că ele sunt mai multe, da? Tu o să crești, o să urci, iar o să crești, o să ai coborâșuri și urcușuri și anume tot traseul ăsta și anume vârfurile astea de munte care tu o să le explorezi, iată atunci un profesor o să vadă, știi? E că ăsta din promoția 2009 sau 2010, de exemplu, știi? Și acum îți mai vine oameni și domn profesor, mulțumesc, e că atunci eu nu mă înțeles, dar iată acum te... Cum o conștientizezi și spui. Asta e singura remunerare, poate să spunem așa, profesorul. Că tu ai, cumva tu ai dat o părticică din tine în fiecare, știi? Și poate chiar dacă și oamenii nu conștientizează de asta, dar chiar și discuția asta mea cu tine, de exemplu, nu știu, un 0,3 și 0,04% undeva acolo te ești, dar un pic de personalitatea mea, de exemplu. Și asta eu am preluat un pic la tine, știi? Cumva noi suntem așa, noi adunăm gesturile astea de care le fac eu acum, dacă profesor, eu trebuie să explic, eu să arăt pe degete, știi? Toate lucrurile astea se iau și din domeniul pe care tu l-ai alege să faci, dezamăgirile pe care o să le ai, tot asta cumulativ. Bun, pe așa o notă pozitivă, noi cred că încheiem pe o notă motivantă, sper eu, pentru privitori, pentru viitorii profesori. Mersi că ai acceptat. Plăcere. Și mă bucur că am avut așa un dialog super productiv și din care am luat multe. Noi, stimați urmăritori, vă îndemnăm să apăsați pe subscribe. Și clopoțel. Și clopoțel. Și clopoțel. Și clopoțel. Și like. Și noi mulțumim echipei Pascal Production pentru acest interviu și locației Centrul Hardcore. Și ne vedem în următorul interviu. Acum, serios, vreau șut.